Ne aflăm în plină campanie de semănat grâu. Vreau să vă vorbesc despre avantajele economice pe care le avem utilizând mașina Tchaikovsky. Costurile directe pe care le avem folosind mașina Tchaikovsky sunt în primul rând reduse datorită reducerii numărului de treceri. Prin asta, noi reducând consumul de motorină, reducând uzura utilajelor, reducând consumul de resursă umană, reducând nivelul de fertilizant de bază pe care îl administrăm în bandă. Eficiența încorporării și aplicării îngrășământului de bază pe toată adâncimea de prelucrare ne permit scăderea cantității folosite, dar fără a diminua rezultatele. Reducerea consumului de motorină la hectar cu aproximativ 50%, vorbim aici de 25-30 de litri pe care i-am consumat în plus pentru pregătirea patrului germinativ. Toate operațiunile se fac într-o singură trecere cu un consum în funcție de tipul de sol între 12 și 25 de litri pe hectar. În ultimul timp este criză pe acest segment al operatorilor al resurselor umane folosite în agricultură. Mașinile Tchaikovsky, segmentul acesta de striptil, are nevoie de mai puțină resursă umană pentru că avem o singură trecere, avem un singur utilaj care face toate aceste operațiuni, pentru care înainte aveam nevoie de 4-5 utilaje și de 4-5 oameni cel puțin. În momentul de față se lucrează într-o fermă de 1200 de hectare cu 2 operatori. Utilizând aceste practici de agricultură conservativă, în special striptil, nu suntem nevoiți să îndeplinim condiția de diversificare pentru apia. Acest lucru nu ne mai impune înființarea celor culturi care poate nu sunt profitabile pentru noi. În afară de avantajele operative, avantajele financiare pe care le avem, marele avantaj al mașinilor reprezintă conservarea apei. Conservarea apei este primul atu concomitent cu acea prelucrare verticală de care vă vorbesc și vă spun că este cea mai eficientă metodă prin care putem trece la această agricultură conservativă. Rezultatele pe care le avem pot fi foarte bune în condițiile în care folosim mașina Tchaikovsky. Toate fermele în care avem vândută mașina Tchaikovsky au avut profit, culturile au fost bune.